fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt. Rugați-vă și așteptați. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Când slujitorii lui Dumnezeu se roagă pentru Duhul Său și pentru binecuvântarea Sa, uneori aceasta vine imediat, însă aceasta nu este întotdeauna acordată atunci. În asemenea momente, nu fiți slabi, lăsați credința voastră să se prindă cu credincioșie de promisiunea care va veni. Încrederea voastră să fie deplină în Dumnezeu și adesea binecuvântarea va veni când aveți cel mai mult nevoie de ea. Pe neașteptate veți primi ajutor de la Dumnezeu când veți prezenta adevărul celor necredincioși și veți fi în stare să propovăduiți cuvântul cu claritate și putere.